După cum bine știm, meseria de fotbalist este una din cele mai bine plătite din lume și nu cred că există fotbaliștii care să ajungă la un nivel cât de cât înalt și să aibă probleme cu banii, deși conform unui studiu făcut, undeva la 40% din fotbaliștii profesioniști devin faliți după ce își termină cariera, asta pentru că nu reușesc să-și investească corect banii pe care îi câștigă. În urmă cu câteva săptămâni am făcut o listă cu cei mai bine plătiți fotbaliști din lume, iar în videoclipul de astăzi ne-am hotărât să facem un top 10 al fotbaliștilor prea puțin plătiți pentru valoarea lor, dar înainte de a începe ne-am bucurat din suflet dacă ați apăsat pe butonul de like și abonare, pentru că asta ajută algoritmul YouTube să ne recomande clipurile și la alte persoane. Este bine știut că Barcelona are mari probleme financiare, însă legenda braziliană Dani Alves nu s-a speriat de acest lucru și a pus banii mai prejos decât iubirea sa pentru clubul catalan, acesta declarând că ar juca și pe un euro doar pentru a ajuta clubul. Federația Spaniolă de Fotbal a acceptat ca Alves să fie fotbalistul Barcelonei din iarnă și deși nu va primi un euro, fundașul dreapta va primi cel mai mic salariu din tot campionatul spaniol. Mai exact, acesta va încasa 155.000 de euro pe an, un salariu foarte mic pentru un nume atât de mare care evoluează la Barcelona. Ba chiar salariul său nu ar fi foarte mare nici în România, unde fotbaliștii buni de la echipele clasate pe primele 3 locuri ajung la peste 200.000 de euro anual în Liga 1. Este greu de crezut că cineva care joacă pentru Manchester City poate avea un salariu mic, însă Phil Foden mi se pare unul dintre cei mai buni și promițători fotbaliști din echipa cetățenilor, însă cu toate acestea, englezul este unul dintre cei mai proști plătiți fotbaliști din lot. Mai exact, Foden câștigă anual doar 1,7 milioane de lire sterline pe an, ceea ce este destul de puțin dacă ne uităm la restul coechipierilor lui, care câștigă majoritatea peste 4 milioane de euro, alții ajungând chiar la 20 de milioane, cum este cazul lui Kevin De Bruyne, aproape 16 milioane de euro, cum sunt Sterling sau Grealish. Bukayo Saka, alt englez de mare potențial care deja a ajuns liderul lui Arsenal Londra, are un salariu destul de modest, având în vedere că la Arsenal există salarii care depășesc cu mult suma de 10 milioane de euro pe an. Saka este cel mai iubit fotbalist din lotul tunarilor, iar evoluțiile sale nu dezamăgesc, acesta ajungând să valoreze conform Transfermarkt 65 de milioane de euro. La cei 20 de ani, englezul crescut 100% de Arsenal deja a reușit să treacă de peste 100 de partide în Premier League, reușind 23 de asisturi și 14 goluri. Cu toate acestea, el primește doar 1,5 milioane de lire sterline pe an. Dacă există un fotbalist mai slab plătit decât Saka la Arsenal, ei bine, nici Emil Smith Rowe nu primește cel puțin pentru moment banii pe care noi credem că îi merită. Golgheterul și cel mai bun pasator al echipei din acest sezon primește doar 1 milion de lire sterline pe an. Cu siguranță această situație se va schimba la următoarea negociere de contract, pentru că decarul de pe Emirates, deși are 21 de ani, este un om de bază fără de care atacul lui Arsenal nu ar mai fi la fel. Ne mutăm și la rivala din oraș, Chelsea, o echipă unde se investesc sume uriașe în salarii și în aducerea de jucători, însă nu și Eduardo Mendy, care este al doilea cel mai prost plătit fotbalist din lot. Acesta câștigă 3 milioane de lire sterline pe an, ceea ce nu este atât de rău, dar dacă luăm în calcul că Mendy la primul său sezon în Premier League a fost pe locul 2 pentru trofeul Yashin, premiul care se acordă celui mai bun portar din lume, cred că salariul acestuia este foarte mic în comparație cu valoarea sa. De exemplu, spaniolul Kepa este aproape de 3 ori mai bine plătit, deși este rezerva lui Mendy, care o salvează pe Chelsea în momentele critice.
În mod extrem de ciudat, cel mai valoros fotbalist din lotul lui Fiorentina este și unul dintre cei mai proști plătiți. Dusan Vlahović, golgheterul momentului în Italia, nu se poate lăuda cu un salariu impresionant, acesta câștigând doar 1,35 de milioane de euro, în condițiile în care cota sa de piață a explodat, ajungând la 50 de milioane. Atacantul sârb de 21 de ani este ofertat de mai multe forțe ale Europei, iar șansele ca acesta să mai rămână mult la Fiorentina scad pe zi ce trece. Ca fapt divers, cel mai slab plătit fotbalist din lotul lui Fiorentina este chiar românul de 19 ani, Luis Munteanu, care câștigă aproximativ 52.000 de euro anual. Al fotbalist care a aparținut de Fiorentina este Federico Chiesa, care în opinia noastră este unul dintre cei mai interesanți fotbaliști italieni din prezent. Fotbalistul Juventus este campion european și cel mai bine cotat fotbalist din lotul zebrelor, dar acesta câștigă doar 2,8 milioane de euro, fiind numărul 20 din întregul lot când vine vorba despre banii pe care îi primește. Acesta este chiar un fotbalist foarte talentat cu mare potențial, care în opinia noastră ar merita mult mai mult, mai ales că la Juve salariile sunt foarte mari. Un alt tânăr fotbalist foarte bine cotat și cu un potențial imens este Jude Bellingham. Mijlocașul celor de la Dortmund a fost adus datorită scoutingului incredibil pe care Dortmund îl are, iar la 18 ani, englezul deja este titular fără discuție într-o echipă cu adevărat spectaculoasă și foarte iubită. Bellingham, fotbalistul care deja a îmbrăcat tricoul naționalei Angliei în 10 meciuri, are un salariu anual de doar 2,5 milioane de euro, fiind depășit la Dortmund ca salariu de fotbaliști mult mai slabi cotații precum Dahoud sau Wolf. Theo Hernandez este unul dintre cei mai buni fundași laterali din lume la momentul actual, dar salariul său este clar mult prea mic pentru prestațiile sale excelente, francezul fiind plătit de AC Milan cu doar 1,7 milioane de euro pe an. Hernandez nici măcar nu intră în primii 15 cei mai bine plătiți fotbaliști ai rozonerilor, top dominat de Zlatan Ibrahimović, care câștigă aproape 10 milioane de euro. Revenind la Theo, acesta a fost dorit de mai multe echipe mari ale planetei și clar, dacă AC Milan nu va crește nivelul, acesta nu va mai juca mult timp pe San Siro. Terminăm acest video cu PSG, care acordă niște salarii absolut incredibile chiar și la fotbaliști care abia prind primul 11, de exemplu Rafinha câștigă peste 3 milioane de euro sau Juan Bernat, care ajunge la peste 7 milioane de euro anual, deși nu este titularul poziției de fundaș stânga. Cu toate acestea, unul din fotbaliștii titulari a echipei, Nuno Mendes, este aproape cel mai slab plătit fotbalist din lot cu doar 500.000 de euro anual. Portughezul de doar 19 ani încă aparține de Sporting Lisabona, dar foarte probabil acesta o să fie noul fotbalist al parizienilor anul viitor și o să primească și un salariu pe măsura valorii sale. Acesta a fost și clipul nostru de astăzi, așteptăm să vedem și părerile voastre în comentarii despre salariile acestor fotbaliști, dacă sunt corecte sau merită crescute și desigur nu uitați să ne ajutați apăsând și pe acel buton de like și abonare. Salut!